بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بتا 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 دعتو بتمن. Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal. Este joi, de ce este vorba? Despre premiile de la Weekend League. Team of the Week-ul de această săptămână este cum si cum sa, avem un Lewandowski de 94 care este în momentul de față pe piață cotat la 500.000. Îl avem pe Pepe undeva la 100.000, 86. Avem pe Gareth Bale la 200.000, care arată bine de tot. Are 4-3, Wickfoot-ul ăla, dacă era 4, era excelent. Avem un De Jong de 87, care se duce și el în 350-40.000. Un Ruben Dias, îți strică puțin pace-ul ăla de 70, la, văd aici, bituri de 200.000 pe el, bănuiesc că la coin transfer, undeva la 80-48, văd 80.000. Nu foarte mult, nu mai mult de 100.000. Avem un Godin de 86 și el cu siguranță undeva la maxim 50.000. Mai avem Murillo, Gosens, care n-arată rău, undeva la 30.000. Ajorque, care este și el 50.000. Și Boadu, avem pe Boadu vreun 90.000 maxim, iar cel mai bun din punctul meu de vedere și cel mai jucabil este Oblak, dacă ai apărare de Spania. Și Lewandowski e ok, însă 83 pace-ul ăla nu mă încântă atât de mult. Dacă nu-i peste 90 pace, greu, foarte, foarte greu. Oblak, ieftin, 200.000, da, e ok, un 92. Iar pe bancă avem cel mai mare de 81 și de asta zic eu, din punctul meu de vedere, că este un Team of the Week slăbuț. Îl avem într-adevăr pe Nicolae Stanciu, 4-4, high, world rates. Arată chiar decent, cu un Hunter, pare chiar jucabil într-un low team. De ce zic că este un Team of the Week slăbuț? Că pe bancă cel mai mare este 82, da, mă scuzați. Și banca dă un plus valoare Team of the Week-ului. În primul 11, dacă poți să folosești De Jong ca și CDM, undeva da, este medium cu high, 4-3, are un Death Awareness decent, mai dai pe defending un shadow acolo, are și pace și defending destul de bun, are stamina de 92, deci s-ar putea să fie ok. În rest, Ruben Dias 70 pace, Godin 60 pace, Pepe nu are destul finishing, Bale pare jucabil. Mie nu-mi place Lewandowski, mi se pare lent, nu cred că acest inform este mult mai rapid. Și mai rămâne Oblak, dacă îl prinzi și ai apărare de La Liga, intră perfect. Mergem ca de fiecare dată și luăm întâi Division Rivals, după care mergem și luăm Foot Champions. Am reușit, dacă țin eu bine minte, un gold 2 la Weekend League, adică 17 victorii, iar cel mai probabil la Rivals suntem rank 1. De data aceasta îmi doresc să-mi încerc norocul pe Untradeable, deci să avem mai multe pachetele, după cum ziceam, rank 1 Division 4, cel mai probabil, da, cum ziceam, ca de obicei. La Weekend League avem Gold 2-ul, asta înseamnă 45.000 de pânuți, un rar Gold Pack, două rar Mega Pack-uri și două picuri speciale. Haideți să vedem ce reușim în primul pic să primim. Pepe, Nicolae Stanciu, Endo și Murillo,
un PP de 86, 93 pace, 84 shooting. Dacă nu era ceva bun, îl luam pe domnul Stanciu, însă este foarte, foarte bun acest PP. Are 2 weak foot, 4 skill moves, 92 pace, 93 pace, 92 acceleration cu 94 sprint speed, are un finishing de 83. Dacă nu ai altceva pe partea aia, merită jucat. În rest, este așa, un medium win, ca să zic așa. Și al doilea pic îl avem pe, Stazinski, Diasi, Ruben Diaz sau Skorupski. O să merg pe Diasi ca să nu iau iarăși portal. Deci avem un 86 și un 81. Uei! Mergem acum la pachetele și avem 9 pachetele. Vreau să începem cu un rar mega pack. Avem 30 de carduri, toate rare. Să vedem dacă prindem din prima, dacă reușim să prindem un walkout. Nu este walkout, este totuși un board down. Avem un inform, ok. Un inform de 78 Diediu. În spatele lui se mai află Thiago Silva, Umtiti, Maguire, Pepe. Thiago Silva e undeva la 20 și un pic de mii. Umtiti iarăși el este la un preț decențel. Ok, hai, am făcut 25 de mii plus 10 mii random pentru acest inform. Este ok. Mergem mai departe cu un Prime Gold Players Pack. Avem 12 jucători gold, 8 rari, dacă am văzut eu bine, niciodată nu știu cum arată pachetele astea. Nici de data aceasta nu avem walkout, nici măcar board down, îl avem pe Blind de la Ajax. Continuăm cu un Mega Pack, hai cu Mega Pack, cu tot timpul știți că mi-a plăcut astfel de pachete, tot timpul mi-a plăcut Mega Pack-ul. Din păcate de data asta nu avem walkout, avem totuși un board down spaniol, LB de la Valencia, îl avem pe Gaia. Luăm din nou un Prime Gold Players Pack, 12 gold, 6 rari. Hai să vedem, poate ne pălește aici norocul. Nu chiar atât de tare. Continuăm tot cu un board down. Îl avem pe Vela de la Los Angeles. Los Angeles. Continuăm cu un rar Mega Pack, din nou pachet mare, pachet chiar foarte important. Nu avem nici de data aceasta walkout, nici măcar board. L-avem pe Gabriel Paulista în 30 de carduri, nu prindem nici măcar un board. Mai avem Kepa, Suchek, Cucurella și așa mai departe. Ultimele 4 pachete, mergem pe Rar Gold Pack. 12 gold, 12 rari, din păcate nu toți jucători. Să vedem dacă, nici acum. Este totuși un board down spaniol, ST de la Castellón. Din nou avem un inform Ruben Diaz de 75. Rupem pe informii ăștia de 75. Sunt o plăcere să-i prinzi, iar în spate nu se mai află absolut nimic. Hai că totuși ambii informi au fost tradable, deci asta înseamnă 20.000. Na, 20.000 gratis, ca să zicem așa, din Weekend League, plus Thiago Silva, care și el este scump. În continuare mergem pe niciun walkout, însă asta este un Conbello din ăsta, Pinola. Poate se află în spatele lui ceva. Nimic, Morata. Și avem ultimele două pachete care înseamnă ceva, 12 jucători, 12 rari. În momentul ăsta la PromoPex avem pachete de 45.000, dar după cum ați văzut nu a picat absolut nimic. Deschidem primul rar player spec, hai cu walkout-ul ăla. Nici acum, nici de data aceasta, nu pot să cred. Avem board argentinan CAM de la Barcelona, îl avem pe Coutinho de 83. Da, cred că acest pack opening nu o să ne rupă pe satisfacție. Am mai făcut ce drept
niște cartonașe, poate mai intră la o tură de 81 plus și vedem ce se poate întâmpla. Ultimul pachetel, nici de data asta nu se lasă cu walkout. Avem din nou, nu-i Vela, avem pe Jimenez de 84. Deci cel mai bun din această dimineață, din acest pack opening, este Thiago Silva de la pachete și Pepe de la picuri de 86, cel mai bun jucător prins. Na, ce pot să spun? Bineînțeles, a fost un pack opening extraordinar. Hai că nu putem să fim chiar atât de nerușinați. Am prins și noi la vremurile noastre ce trebuia. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Nu uitați să dați un like, să dați un subscribe. Mă găsiți pe Instagram și până data viitoare, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat. Ciao. Bătămen, da tu ești bătămen. Bătămen, da tu ești bătămen. Bătămen, da tu ești bătămen. Bătă, bătă, da bătămen.